Deci am luat așa un pachet, mi-am luat aici câteva snack-uri. Mi-am luat două banane, două așa batănașe, după care niște covrigi, niște alune și așa niște bruschete. Asta nu sunt pentru mine, doar sunt pentru mine și pentru mama. Așa că o să mâncăm în două dacă de un caz ceva o să ne se facă foame. Eu acum deja mi-am spălat părul, am făcut un duș și acum o să mă pregătesc, o să pregătesc geanta și vă arăt deja pe parcurs. Noi am ajuns. Am coborât din tren și acum plecăm spre mall-ul Palace Yash. Da, deci nu știu, acum o să luăm, cred că un autobuz. Suntem foarte fericite și e super bine afară. După 4 ore de mers cu trenul și 15 minute cu autobuzul, în final mergem spre drumul principal care ne duce la mall și iată că deja îl văd, este foarte super, necătind la căldura de aici. Prima impresie, totul este foarte, foarte frumos. Și acum o să facem un mic înconjur și o să intrăm la muzeu. Am fost la Muzeul de Arte, aici este Ștefan cel Mare desenat. Ne-am bucurat, da? Este foarte frumos înăuntru, totul foarte alb și estetic. Camera asta era foarte interesantă, destul de creepy. Pe de-o parte, era multe scaune aici, se numea Camera Voievozelor. Am vizitat Muzeul de Istorie și acum plecăm să facem poze. Da, de arte, da. Dar era și Muzeul de Istorie. Și m-am schimbat acum și o să fac niște poze și o să fac și doi din niște poze. Iată, ăsta este palasul pe care eu îl știu și pe care l-am vizitat cu vreo 2 ani în urmă și de fiecare dată mergeam aici la Starbucks și chiar acum mergem să ne luăm ceva foarte bun de băut. Mi-am luat un ice latte macchiato, iar prietena mea și-a luat un mango suc, ceva de genul, refresher. A fost foarte delicios, ca mereu. Și acum ne plimbăm repede cu viteza luminii. Unboxing! Deci, ok, ai arătat bine, da? Sunt ce. Am luat și niște cookies cu citate foarte drăguțe. Aici vă arătam o pereche de șorți de la H&M, cum îmi stau. Am vrut să-mi iau și am luat și o pereche de pantaloni, o să vedeți totul, și un parfum de la Zara. Parfumul acesta l-am ales vreo jumătate de oră, după care am fost la un magazin cu machiaje, erau foarte multe chestii interesante, am vrut să cumpăr tot. Aici eram în ultimul magazin, deja am făcut repede un mic video pentru că nu reușeam nimic. După care am plecat acasă, am mers cu taxiul până la gară și cam așa. La unde mergem? Suntem deja în tren, arată pur și simplu oribil, pentru că a fost foarte, foarte cald. Și așteptăm acum să plecăm spre casă. O să vă povestesc impresiile mele când ajung, așa că da, ne revedem deja în Moldova. Nu spuneți la nimeni. Îmi pot pantama asta, dar mă arată așa cum am mai cărat, dar e ok. Cam asta mai poți face în 4 ore de mers cu trenul. La ora 10 deja am ajuns acasă, eram foarte fericite și împlinite. We did it! Ați înțeles ce mai ce-am zis? Și efectiv, mi-am pus în mine.
Așteptăm și deja aiurim un pic pentru că așteptăm mașina și nu prea vine nimic. Dar acuș, cred că o să vină. Next day. Bună, prieteni! După cum știți, deja sunt acasă. Este deja următoarea zi, iar ieri pur și simplu m-am culcat. Iar astăzi o să vă arăt vouă ce chestii mi-am cumpărat, așa că rămâneți în continuare în acest vlog. Deci o să vă spun acum și niște impresii și păreri despre această mini-vacanță. De fapt, eu încă nu am editat acest vlog, eu de-abia acum vreau să spun ceva impresii, însă sper că s-a primit ceva, sper ca să vedeți și voi ceva interesant, chiar dacă știu că mulți sunt din România și deja au fost acolo. Pentru mine, oricum, este o experiență foarte minunată, am fost doar pe o zi și am petrecut cam puține ore, sincer, aș fi vrut mai mult, dar asta e, a fost prima mea experiență în România, singură, cu o prietenă, să plecăm cu trenul și prima mea călătorie cu trenul, așa că a fost totuși ceva neobișnuit. Am fost la mall, am fost la Palatul Național, la muzeu acolo am fost, dar de fapt trebuia să știu că ne trebuie carnet de student, însă în fine, acolo la mall sunt foarte multe magazine, nici n-am reușit să intru prin toate, doar prin magazinele cu haine. Mi-am cumpărat câte ceva, am găsit foarte multe acolo, deci este o alegere foarte imensă de haine, nu ce e Moldova. Mi-a plăcut foarte mult hainele, desigur că aș fi vrut să am mai mult timp pentru shopping, dar m-am bucurat de cel am băut și Starbucks, da, este o tradiție de-a mea cu o prietenă, mereu să ne luăm Starbucks, dar chiar și tradiția mea personală să-mi iau mereu Starbucks când plec în România sau oriunde găsesc Starbucks. Drumul a fost destul de lung, cam vreo 4 ore încolo și 4 ore înapoi, dar a meritat și trebuia să luăm noi un hotel, dar o să știm deja data viitoare. Ceea ce nu știam, că la magazine trebuie să plătești cu cardul, da? Deci noi am intrat repede să ne cumpărăm ceva de mâncare. Ne-a dat la casă un cod și trebuia cu cardul să plătim, deci da, tot nu știam și am rugat pe cineva să ne ajute. La noi, Moldova, nu este așa, de fapt, și chiar nu prea înțeleg de ce, știți, trebuie și la casă să pleci, dar și cu cardul apoi se duce la un aparat să plătești. Nu știu, este un pic ciudat, dar probabil așa nu prea aștepți foarte mult în rând și magazinele sunt imense, totul este imens acolo. Cam acestea au fost impresiile mele, nu prea știu ce să vă mai spun, după cum ați zis și voi, mi-a plăcut mult. Da. Să vă arăt acum ce mi-am luat. Încep cu așa un maiou alb, clasic așa și scrie Explore pe el și o pereche de shorts, așa de jeans foarte drăguți, un pic așa mai lungi, dar îmi plac, parcă stau bine și se combină și acest outfit. Următorul este un crop top, așa roz, îmi place foarte mult și la spate are așa un fel de tăietură, un fel de loc liber și mi-am luat și o pereche de pantaloni, îmi plac super mult, i-am luat deodată cum i-am văzut, sunt așa mai lungi jos și da, au un stil aparte. Nu am putut să trec fără să iau un parfum de la Zara, l-am luat pe acesta de orhidee, îmi place foarte mult, are un miros super, super dulce, este genul meu preferat și foarte ușor pentru vară. Iar de la Starbucks mi-am luat o cănuță, da, de mult vroiam ceva de la Starbucks care să iau cu mine acasă, deci este așa o cană galbenă cu inscripție, foarte, foarte super. Cam atât! Am vrut să vă spun că este foarte greu să filmez vlog. Mai ales când pleci într-o călătorie, trebuie să fii mereu și cu camera lângă tine și să filmezi și pe tine să te filmezi și să spui și eu vreo impresie, să filmezi și frumos totul ce este în jur și totodată vrei și tu cu ochiul liber să vezi tot ce se întâmplă în jur, deci nu prea mai ai timp de cameră, pur și simplu vrei să te duci acolo, să te uiți peste tot și camera așa cam uiți să o aprinzi, dar este destul de complicat, așa că dați un like pentru acest clip, pentru că m-am străduit mult și noi ne vedem în alt video. Pa!